știu că nu vede nimeni diferența între ăsta și ăsta. Și credeți-mă că nu le-aș fi schimbat, dar când aprind proiectoarele se vede urât, frate, în poze, și trebuie să le schimb și pe astea. Dar nu mai am timp de data asta, așa că data viitoare. Spălată, frumoasă, aranjată, plecăm la zăpadă, să sperăm că o și găsim. Știu, dar a rămas cu filmările, ce am filmat și ce n-am filmat, ce mai e acolo pe Google Photos. Dar să vă povestesc, așa, să facem o mică retrospectivă la ce s-a mai întâmplat și ce se mai întâmplă cu Toyota. Păi aveam, de când am pus 35-urile neechilibrate, pentru că na, 35-urile nu se echilibrează, aveam o mică bătaie în volan. Și cum știu eu din bătrâni de la mine, de la patrol, că atunci când aveam o bătaie în volan sau când îmi vibrau roțile la o anumită viteză, înseamnă că era ceva la articulație nasol, am zis, băi, am ceva nasol la articulație. Am dus mașina la mecanic, da, ai ceva nasol la articulație, niște pivoți de la basculă de jos, nu știu ce, bine, să schimbăm pivoții, nicio problemă, facem programare, mergem cu mașina la mecanic, din nou comandăm pivoții, nu se potrivesc pentru că una dintre bascule e ruginită și joacă pivotul în suport, ia basculele cu totul, că nu ne uităm la bani când vine vorba de Toyota, glumesc, dar era cea mai bună decizie de luat. Am schimbat basculele, am reglat mașina, am plecat la zăpadă. Da, mă, avem totul pregătit pentru aventură, am luat și rulot, am luat și mașina, am ridicat-o puțin mai mult pe față decât era înainte, e și ea dreaptă acum, dar na, fiind cu bări de torsiune mai rigidă, am schimbat și basculele inferioare, le-am luat noi, am luat și rulota, mai avem acum de găsit zăpada și dacă găsim și zăpada, nu ne mai trebuie absolut nimic. Este superbă rulota de la FIM. Migratorul ăsta este... Aș migra toată ziua cu el. Cam acolo suntem, ca să știți. Am plecat sau în drum spre pregătirile pentru Winter Fun Camp 2, în care am stat două nopți la camping de minus 16 grade, cum ați văzut probabil la mine pe canal și pe Stax, filmările, cred. Eu vorbesc acum în viitor, mă gândesc că o să apară și clipul ăsta o să apară după ce apară alea. În sfârșit, să trecem peste asta, mă plictisesc foarte tare și nu aș vrea să vorbesc mai mult de 3 minute și îmi pare rău că am zis că o să schimb camera și o să filmez în față, că probabil sunt foarte mulți oameni care se uită aici, nu pentru fața mea, ci pentru informații. Așa că să trec la subiect. Da, ce s-a întâmplat? Am plecat, am luat rulota, am luat mașina reglată, cu bările de torsiune puțin mai sus pe față, zic, mamă, ce bine, am mers pe asfalt, confortabil, ce bine, pentru că aveam momente când 35-urile, când suspensia lucra în teren, îmi atingeau în aripile față și acum, pentru că era puțin mai sus, zic, nu o să mai mi-atingă nici anvelopele, o să fie ok. Bun, am luat mașina la... Da, trebuie să aibă mașină în capul, neapărat mecanicul, da? Nu de alta, dar lăsați mașina mecanic și după aceea când vă duceți înapoi cu ea acasă, nu e, alt, nu e ok. Trebuie să fie la fel. Bine, asta e setup de asfalt. Mecanic, am plecat pe drum, tăgădăm, tăgădăm, așa se întâmplă lucrurile la mine în serial. Tot timpul se întâmplă tăgădăm, tăgădăm. Pe drum aglomerat, zic, haide mă că facem o scurtătură, uite eu pe aici pe Google Maps, ce tare că ai mașină de off-road, am căzut într-un șanț. Drum, pe... apărea drum aici pe hartă, pe Google, și am luat-o pe aici și zic, haide mă că trec, și aici în capăt a pus omul pământ și zic, nu e că rămân suspendat, zic, că trec pe aici. Și aici, pula, cine s-a dat jos din mașină să vadă că este undita mai șanțul și acum am scos fața, dar mie că intru cu spatele și rămâne și el. Este imens, ești nebun? Într-un șans cu roțile față, în sfârșit m-am troliat. În momentul în care m-am troliat și am încercat să mă eliberez din acel șans, mașina a țopăit puțin de față. Să și trag, să și pula mea, să filmez și groapa cum cade roata. Of, 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 of. Vrei prea multe, Danielule? Am rămas cu spatele, bă. Se rupe cineva aici, nebun? Și trolul nu mai trage. Puțin am și în filmare, cred că o să și pun. Puțin. Acest puțin se pare că a cauzat, pentru că
grupul meu față, să nu-i spun diferențial, pentru că eu tot timpul îi spun diferențial și na, nu este un lucru despre care vorbim. Grupul meu față, probabil că și-am niște șocuri și mai ulterior a cedat. Dar ajungem și acolo. În sfârșit am ieșit din șanță, am plecat, am mers pe asfalt, am lăsat mașina din bările de torsiune mai jos a doua zi pentru că era foarte rigidă. Am mers la drum, am tras rulota, drumul fără nicio problemă, pământ cu zăpadă combinat, am forțat mașina, nu am turat mașina cu roțile virat, n-am făcut absolut nimic. Bun. Seara când a trebuit să mut rulota, am auzit țac, țac, ciofi, sună la Dacia Asistență. Am auzit, păc, păc, poc, știi? Zic, oh, God damn it. Zic, nu e bine, dar zic, hai că poate și revine până dimineață, pentru că eu spun așa că fiecare mașină veche are câte un japonez sau de ce producție e ea, mecanic în portbagaj și acesta noaptea le mai repară. Probabil că proprietarii de mașini vechi știu despre ce vorbesc. Hai că se aprinde un bec seara și dimineața e stins sau, nu știu, face ceva mașina ziua și a doua zi nu mai face. Deci mecanicul peste noapte a reușit să rezolve problema, așa îi spun, și zic, hai că poate să rezolvă. Nu s-a rezolvat. Când am ieșit de acolo, a început mașina să facă trosc, 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 trosc. Toyota, mașini mișto, bune, țipă. Așa mai fac el. Ești pula în ea. Trosc. Sunt tot felul de... Da. Am decis împreună cu Bixu și toți băieții de acolo din caravană că cel mai bine ar fi să demontăm... Să demontăm mașina, să demontăm grupul, să demontăm ceva, să decuplăm fața. Complet. Să rupe și grupul față. Așa că trebuie să dea Bixu cardanul jos, că n-a viața lui ce să facă. Merge și el la grătar, se bagă o mașină, vorba aia. Da, mă, e unul și lacic. Unul și lacic. Pentru asta. Toyota, bă, nu sunt bune, mă. Eu v-am zis să nu vă luați. Aia, ce-s frate acolo? Nu știu cât e să vrei. E căcat? Așa, piulita curată? E de la mine? Sunt curată. De unde dracu am mai umblat? Și să mă întorc acasă doar cu propulsie. Să nu zic tracțiune, că pe unii zgârie pe creier. În sfârșit, propulsie spate. Și zis și făcut, noroc cu Bixul, Dumnezeu să-i dea sănătate și să-l țină alături de noi 7500 de ani, că na, se bagă pe sub mașinile noastre și ne repară mult mai repede decât am reușit noi în cazuri din astea extreme. Știu, dar nu sunt pasionat, că nu mă bag sub mașină. Na, puteți să mă considerați cum vreți voi, e dreptul vostru, nu zice nimeni nimic. Așa. Și atunci am reușit să vin cu mașina doar cu spate, până acasă. Nu știm ce s-a întâmplat în momentul filmării. Eu duc mașina la mecanic, am cumpărat un grup față de Lexus. Mai duceți aminte de locul ăsta? Era vară, vorba aia, copacii erau înverziți, căței se jucau pe afară. Hai mă, scoate de pe aia, că mă simt ca un Uliu. A venit Uliu la ciugulit. Nu, îți fac poză, dar e... E bine așa, frate. Asta am un pachet, nici o zi fără Toyota. Am și o roată, am și un grup față, am și o traversă și un cardat. Ce ai făcut, mă? Și mai am de luat cărlic și pun de spate. Aici, dacă vreți la... Și îl voi duce la mecanic împreună cu mașina să desfacă, să vedem ce s-a rupt. Mă întorc cu update despre ce s-a rupt la Toyota pe față și am să vă fac și un mic, nu știu, o mică teorie a conspirației cu ce cred eu despre Toyota și despre problema asta. Ei, cum sunt toate mașinile, înainte să le cumperi, sunt cele mai bune, nu se strică niciodată. În momentul în care le cumperi, păi asta e boala ei, asta e boala ei, așa se întâmplă și la Toyota. Toyota e cea mai tare mașină până în momentul în care tu o ai și vezi că trebuie să schimbi o grămadă de lucruri pentru că foștii proprietari au mers cu ele de toți bani. Nu asta este important, pentru că eu mi-am asumat, luând o mașină de 70.000 de euro cu 5.900, mi-am asumat că am niște sume de investit. Dar discuția despre grupul față la Land Cruiser 100 este că domnul este foarte slab. Ok, e foarte slab. Eu consider că la mine s-a rupt din pricina numărului mare de kilometri, roților foarte grele, mașinii foarte ridicate, șocurilor pe care le-a primit în momentul în care eu am rămas suspendat,
Și toate lucrurile astea adunate au făcut ca ceva de la grupul meu să cedeze. Repet, o să revenim cu informații în momentul în care știm exact ce s-a desfăcut. Ideea este că am luat un grup de Lexus din 2005, dă Doamne să se potrivească, toată lumea spune că se potrivește, și că din anul 2000 toate aceste grupuri de la Toyota au fost revizionate cu niște prinderi mult mai solide, cum este și acesta de Lexus. Dacă nu reușim să rezistăm cu acest grup de Lexus, să-l întreținem și să avem grijă de el, o să încercăm o variantă upgradată cu coroană și pinion de la un producător din Italia, cu ajutorul celor de la GTC, împreună cu un diferențial autoblocant de la ARB. Și atunci să vedem. Dacă se mai rupe și atunci, vindem mașina cu 2000 de euro. Nu e problemă. Asta este țeapa noastră. Cam asta e ce s-a întâmplat. În doar 2 minute, așa cum am zis. Da, mă, cât stăm după rapoarte, am mai vopsit un alta, o traversă de cutie, un capac de grup față, grupul față. Na, ce să facem, că traversa mea arăta așa. Nu? Arăta așa, oribil. N-ai cum să stai cu așa ceva pe mașină, este execrabil. Nu? Și atunci am zis, băi, trebuie să facem ceva, să schimbăm, să bla bla bla. Nu știu de ce am acolo ulei. Dar în sfârșit aici se poate vedea și kitul de coborâri diferențial și lipsă grup față. Dar avem aici geamul pentru bord, original teile, pentru că na, asta e viața. Mi-era dor de ea și de mirosul ei, jur. Mica, mă, lasă-mă că te faci tu bine, nu e panică. Nu fi supărată, nu fi tristă. O să fie tot ok. Doamne, ce-i pe aici? Asta sigur nu e apă. Sigur nu e apă. Încearcă, mă. Ia-o, haide, mă, taie să vedem ce avem aici. Asta e pentru episod. Îl pui și pe Marius în episod. Apar și eu? Și Jeep. Ia taie, mă, să vedem pe ce-am dat. Pe ce-am dat nici 1000 de euro. Am venit în America. De America. Da, păi aici luăm aer de America. Eu, uite ce ți-a trimis. Simt mirosul? De bășii. Mă duc să-l cu tine la fix așa pe dumneavoastră. Bine, mă, nu. Așa strică le toate. Deci are un talent. Bine, ce le pupe, le strică, le pute. Am un mentaj, mă, vorbește frumos. A dat sticker-a. Mi-a dat. Mi-a dat, mă, frate, uite, și d-astea, și d-astea, și d-astea. Și aici sunt. Băi, nu mă ajută, mă, ăștia, să fac și eu un episod așa cum trebuie. Cum să fac eu unboxing la fiarele astea singur? Ești nebun? Stai așa, mă. Da, mă. Mi-au trimis oamenii, sper să fie ce trebuie. Ce scrie acolo, nici nu contează. Hai, hai. Da. Băi, deci astăzi au venit toate coletele, ești nebun, asta e a mea? Nu, e a mea. E a mea, că eu tu n-ai nimic de la Warn, încă. Da, așa că mai am, vino, mă, că mai am un colet aici. Ia și asta, frate. Ia și asta. Mai am un colet aici, că astăzi e ziua, astăzi este ziua coletelor. Hai, dă-i desfacere, ia. Ia, ia, ia. Mi-au trimis băieții, mă, din Portugalia. Tot felul de lucruri. Poate vrei un portofel pentru mama. Toate prostii. Pe mine mă interesează altceva. Scoate de acolo, scoate, scoate, scoate. Pe mine asta mă interesează, deci. Ce, mă, scoate tu cu mâna ta. Hai, scoate cu mânuța ta. Hai, scoate, scoate. E tare șapca. Ce e asta? Ce să fie, mă, pentru snorkel cu Toyota? Aici e simplu. Și șaibe de reglaj unde? Pula. Hai, mă, hai, mă, băi, ce om, ce om necredincios. Păi și ce? O dată. Păi și de reglaj grup? Ce e? Ce e reglaj grup? Nu mai e nimic acolo. Nu mai e nimic. This is the old part, original one. Yeah. Asta? With your part.
Da, plec de aici, de la GTC. Sper că pentru ultima oară, ultimele piese de care am nevoie pentru a monta kitul de reducție la diferențiale. Povestea e lungă și încerc să o prind într-un timp cât mai scurt, pentru că e lungă. Mi-am comandat un kit de schimbarea raportului în diferențiale de 4.88, pentru că am pus 35-uri, pentru că s-a rupt fața, cum ați văzut în ultimul episod, și să nu mai stau, asta e o flanșă de cardan cu 29 de caneluri. O să ne întoarcem la ea și asta e un semering și mai am acolo niște șaibe de reglaj. O să vi le arăt și pe astea ca să știți cum arată. Așa arată șaibele de reglaj pentru diferențialul față sau spate. Asta e spate, nu știu dacă, și pentru față cred că arată la fel, da? Așa. Ideea este că am comandat acest kit pentru că, repet, s-a rupt fața. Problemă, vezi, doamne, boala lor. Știi? Boala lor? Fiecare mașină cu boala ei? E, așa e și asta. Toyota asta super fiabilă, care nu se strică niciodată și merge și cu nisipul rezervor, are o problemă. Printre multe alte probleme, se rupe grupul față. Și, în general, se rupe diferențialul. Eu n-am avut norocul ăsta să se rupă diferențialul, că îmi luam și eu blocant. Dar s-a rupt coroana și pinionul. Bun, dacă s-a rupt coroana și pinionul cu un raport de 4.3, am zis, băi, trebuie să iau coroana și pinion, ok? Sau trebuie să iau un grup pe față second hand. Am luat grupul de la Lexus pe față și ce credeți? Are alt raport, 4.1 de diesel, pentru că este în 5 trepte, eu având doar 4 trepte. He, nu știe Daniel treaba asta, dar nu e problemă, că așa se învață, cu bani cheltuiți, cu diferențe plătite, ca să învățăm lucruri. Bun, și l-am luat, zic, hai mă, îl pun pe ăla pe față, scap repede cu 600 de euro și merg cu mașina mai departe. E, n-a fost să fie, pentru că avea alt raport. Ok, zic, are alt raport, bun, este un semn, trebuie să cumpăr alte rapoarte cu totul, să trecem la 4.88, ca așa este normal, cu rost pe 35. Ok, m-am interesat în stânga și în dreapta, o coroană și un pinion made in Italy. Pe față, îmi cer scuze, dar este suportul de telefon care face... Da, m-am întors. Hai că am dat. Am renunțat la suport. Tot mai bună e mânuța mea, vorba aia. Da, și am zis așa, nu știu unde am rămas, dar ceva de coroană de Italia, care costa undeva la 350 de euro, doar coroană și pinionul. În momentul în care schimb coroana și pinionul din diferențial, este bine să schimb și sateliții, adică rulmenții de prindere, pentru că fac... joc sau uzură și atunci canelurile nu mai calcă corect și se distribuie forțele incorrect și se rupe. Bun. Hai să, bă, dacă iau fața cu 350 de euro plus rulmenții plus pla-pla încă vreo 300 de euro, mă costă 700 de euro, zic mai bine iau tot kitul complet cu față, spate, coroană, pinion și master kitul, adică și rulmenții sau sateliții sau cum vreți voi să-i spuneți, să le spuneți, ca să fie treaba, domnule, să nu avem probleme. Zis și făcut, găsesc în America, vorbesc, pac-pac, de la 1300 de dolari, îl iau cu 700. Domne, eu dealer, România, facem, vindem, dregem, facem treabă. Gata, mă, 700. Ce ai, mă, parfum, ești nebun, vezi, mă, sunt norocos. Pum. Trimite americanul, durează 3 săptămâni, plătesc transport. 160 și cu 160, vreo 320 de dolari. Transport plus vamă de la american la prietenul meu Sendroiu în America, de la Sendroiu la curierul care trimite în România, de la curier în România cu vamă, cu tot. Deci atât am plătit transport. Bun, toate bune și frumoase. Vin piesele, este, le ducem, da, se apucă mecanicul să monte, mecanicul meu pe care după această experiență mai nou l-am poreclit. Daniele, avem o problemă. Deci asta este când văd că mă sună, scrie Daniele, avem o problemă, nu mai scrie numele lui. Pentru că asta îmi zice de fiecare dată când mă sună, Daniele, avem o problemă. Deja mă bumnește râsul pentru că m-a sunat de vreo 4-5 ori până acum și na, asta e. Da, și se apucă băiatul meu de montaj, nu sunt bune piesele, nu sunt bune, stai că-s bune, stai că nu-s bune. Le montăm, nu se potrivesc rulmenții. Din 4 rulmenți pe față, 2 nu se potrivesc. Bam, comandă rulmenți, găsim Alexandria, băieții super ok, trimit rulmenții, puf, țip la a doua zi. Gata, m-ai montat, am montat, am reglat, am dat cu pastă, țiplă. Vă și pun poza să vedeți. Bun, așa arată reglajul pe față.
Am făcut totul ce trebuie. N-avem șaibă de reglaj pe spate, n-avem nici pe față. Americane, nu mi-ai dat șaibă de reglaj în kitul ăla. Uite, în poza de pe site-ul tău arată că ai șaibă. Tu mi-ai dat fără șaibă. Da, poza e doar de referință, n-are legătură. Băi, ești tâmpit. În sfârșit, te-am întrebat dacă mai am nevoie de ceva pentru a monta kitul și mi-ai spus că nu mai am nevoie de nimic. Deci nu mi-ai dat șaibă, ești nebun? Șaibele de reglaj unde sunt? Eu n-am șaibă de reglaj. Ești un bou. În sfârșit, nu că se poate regla cu șuruburi. Nu, asta se întâmplă doar la 80. Discuția este lungă, este, v-am spus, telenovel. Încerc să o prind în 5-6 minute. Bun. Am făcut rost de șaibe de reglaj pe față, de la Vali, să-i dea Dumnezeu sănătate, că le avea rămase de la reglajul lui. Am cumpărat rulmenți pe față, 260 de lei, nu e problemă, se trec la pierdere. Am raport 488 pe față, reglat, montat, ulei, tot ce trebuie, motul, ghiertă este. Țiplă, avem spatele. Spatele, șaibe de reglaj. Du-te la Alex Miu la GTC și ia șaibe de reglaj care el. Să-i dea Dumnezeu sănătate lui Alex Miu că ne-a dat șaibele de reglaj. Du șaibele de reglaj, montează spatele. Montează spatele, Daniel, avem o problemă. Da, bine, mă, n-avem noi. Nu se potrivesc rulmenții. Dă-i, sună, comandă rulmenții, agită-te. Nu găsești, puf, ia unul, stai că e second hand, pune-l pe ăla, nu-l pune pe ăla. Ba, 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 șaibe de reglaj, punem totul pe spate, șaibe de reglaj. Gata, frate. Daniel, avem o problemă, eu nu pot să cred. Adică ce dracu problemă să mai avem, că tu faci mișto de mine. Nu, chiar avem o problemă. Hei, ce, flanșa de la Cardan? Cum adică? Flanșa de la Cardan nu se potrivește, tu ai cu 27 de caneluri și trebuie cu 29. Păi de ce îmi trebuie cu 29? Păi pinionul ăsta care a venit de la băieții ăștia la Gear Revolution este mai gros decât ce aveai tu și tu aveai cu 27 și ți-au dat cu 29. Așa că îți trebuie o flanșă de cardan cu 29. Păi și de unde cumpărăm așa ceva? Păi n-avem de unde. Păi cum n-avem de unde? Păi e o flanșă de tuning, nu este o flanșă de fabrică. It's on now. Are Vali. Pam, Vali, ai tu mă? Da, mă, am trei, că eu că mi-am luat de la Nitro Gear, mi-am luat să fie, vorba aia, că așa face omul, mai bine să ai decât să n-ai. Și păi ok, hai, mă duc în boxă, stai așa, pac, se duce Vali în boxă, îmi trimite poza cu cutiile, uite frate, trei cutii aici, barul săneală. Mamă, să-ți dea Dumnezeu sănătate, zic, îmi pun parasolar, mulțumesc Valentin Romașcu, Vali Romașcu, știi cum își pune ea la curse pe vechi? Da, pap, stai că nu e în cutie flanșa, hopa, frână, nu e în cutie. Păi de ce nu e în cutie? Nu e în cutie, că a rămas la Cristi. Cristi fiind mecanic. Aoleu. Sună, bă, Cristi, caută flanșa. Da, mă, a căutat-o, n-am găsit-o. God fucking damn it. Asta nu mă așteptam. Mă sună astăzi dimineața și spune, băi, are Miu la GTC flanșa. Sună pe mine, salut Miule, ai flanșa? Da, am și semering. Puuu, să-ți dea Dumnezeu sănătate. M-am dus, am luat flanșa cu 29 de caneluri, am luat iar șaibele de reglaj pe spate, pentru că, na, până am făcut noi rost de piese, omul a mai avut nevoie că a montat și el un diferențial și a avut nevoie de flanșe înapoi, de flanșe așa. Am făcut la drumul din Domnești, frate, de nu jur, încep să-l cunosc mai bine decât cartierul în care m-am născut și, na, asta e, să sperăm că ăsta este ultimul drum făcut legat de aceste rapoarte de 488. Mă așteaptă un rodaj de 1000 de kilometri plus un schimb de ulei. Iarăși. Na. Deci dacă vreți să vă schimbați rapoartele la Toyota, sunt expert. Expert. Știu tot. Tot ce ai nevoie, ce n-ai nevoie, ce rulmenți, ce flanșe, ce tot. Simplu.